acum vine tenul. A claxonat frumos. Niciodată la mercat. Trebuie să urcăm în el. Mamă, ce e aici? Și mai urcă un grup din tabără. Wow! Cea mai cumplită metodă de călătorie. S-au dat bilete fără loc. Lumea stă în picioare pe coridor. 6 ore, 7 ore, 8 ore până la Cluj. Vă dați seama? Dar mai bine vă lăsăm să vedeți ce s-a întâmplat în vlog. Bună dimineața! Astăzi este ziua în care plecăm la Cluj. În mai puțin de o oră trebuie să ieșim pe ușă. Bagajul nu e terminat, fetele nu sunt îmbrăcate, Mara abia s-a sculat, iar tati abia acum vine de la serviciu. Bună dimineața, tati! De ce te ascunzi? Oh, super, abia aștept, închid camera. Și... gata! Plecăm! Să mergem! Haide, haide, haide! Dar, surpriza este că vom merge cu alt mijloc de transport. Bebe deja îmbarcată. Deci nu cu mașina noastră? Nu! Hai! Gata? Haideți! Prin spate! Mergem! Pa, Vali! Pa! Centurile și la drum! Tati, ne grăbim, pierdem mijlocul de transport! Am plecat chiar în timp! Mai repede decât ne-am propus, nu vine să cred! Uhu, gara! Repede! Panică, panică! Să luăm bilete, fetele blocate aici! Deci, la gara! Am ajuns la gara, oare? Cu ce mergem? La timp! La timp! La mai timp. Repede! Prii în brațe la mami! Ia-la, puneți coroniță! Și toate fetițele de mânuță! Hai! Mașina rămâne aici pentru câteva zile. Haide, să vedem prima dată într-un peron de gară pentru fete. Noi, niciuna dintre noi n-am. Niciodată. Niciodată. Hai să luăm bilete. Am aflat că trenul are întârziere, iar în Suceava avem doar 5 minute timp de schimbat, dar sperăm să ne aștepte. Am luat biletele. Așa de mari sunt. Așa de mari sunt. Hai să mergem. Îți arăt acum care e al tău. Pentru Teo, pentru Mara, uite Vri. Hei, și gata, mergem să luăm ceva de mâncare, de băut și apoi pe peron. Aici e peronul, pe aici circulă trenuri, așa că aveți grijă, nu depășiți umbra de acolo. Să vă povestesc un pic despre biletele de tren. Adulții plătesc bilet întreg. Copiii până la 5 ani au gratuitate. Copiii peste 5 ani plătesc jumătate din prețul unui bilet sau circulă gratis dacă prezintă carnetul de elev vizat la zi. Cum noi am uitat carnetele acasă, fetele au plătit jumătate de bilet fiecare. Fără Bri! Bri circulă gratis! Trenurile în gară vin și pleacă! S-a anunțat o întârziere și cred că este trenul nostru cel care întârzie. Întârzie 10 minute. Așa că, tati, trebuie să nu se grăbească la cumpărături cu fetele. Trenul nostru tocmai a fost anunțat. Vine în 10 minute, dar... iată! Și copii! Și ne-a dat la șaurmă pentru cola. Wow! Avem șaurmică. Seama și Barney, bebe! Știi la ce nu ne-am uitat? Nu știu. La vagon și la locuri. Unde urcăm în tren? Ne uităm acum. Bun, vagonul 2, locurile sunt 71, 73, 75, 77. Din 2 în 2. Nu să stăm unul lângă altul? Eu cred că da. Probabil sunt numerotate ca la case. Pe o parte cifrele pare, pe o parte cele impare. Nu știu, n-am idee. S-a auzit ceva? Acum vine tenul! A claxonat frumos. Bine, vezi? Se văd niște luminițe. Fetelor, aici stați. Veniți. L-am văzut. Și eu. Îl veți vedea pe video. Niciodată la mercat. Te fericite? Da. Filmează-l că vine.
Emoții! Emoții! Acesta e vagonul 2! Hai, Bri! Tati, tu urci primul, eu urc copiii și apoi urc și eu. Hai, urcăm. Hai, repede, repede, repede. Grijă, cu grijă. Repede, repede. Sper să te lovească o ușa. Gata, am reușit. Ținu piciorul ca să nu mă lovească ușa. Și uite, ușa se închide. Aici. Nu zic că se trage. Uite, se apasă aici, Mara. Oh my God! Mara, nu știai? Nu a stat 3 minute, că trebuie să stea de obicei în stație. Ia să vedem locurile noastre. Unde și am plecat. Am plecat. Aici te-au zis că merg în spatele. Cum e, fetelor? Eu merg cu spatele. Tare. Hai, mami. Wow. Mami, unde stai? Aici cu prin brațe? Da. Dacă nu vei soare, ai perdea. Corect. Super. Se pare că am făcut o greșeală. Locurile de aici erau pentru celălalt tren, de la Suceava la Cluj. Noi avem locuri în vagonul 1. Mara, poftă bună! Mulțumesc! Eu, poftă bună! Bri cu apa! Mulțumim! Și noi aici! Mama cu banana pianei pe care n-am mâncat-o. Așa-i bine? Toată lumea pe șaua. Cu de toate! Și picant. Am pus telefoanele, l-am încărcat în tren. Ne pregătim de coborâre. Cum a fost prima călătorie cu trenul? Asta e primul tren. Mai avem de mers cu unul de 6 ori mai mult. Trenul încetinește, deci se pare că ajungem gara. Hai, ăla e trenul pentru Cluj, trebuie să urcăm în el. Hai! Pe aici? Pe aici, da, așteaptă! Trebuie la fel să apeși! Haideți, fetelor! Repede în trenul de Cluj! Trecem repede dintr-un tren în altul! Mamă, ce e aici? Și mai urcă un grup din tabără! Wow! Cea mai cumplită metodă de călătorie. Trenul este arhiplin, s-au dat bilete fără loc. Lumea stă în picioare pe coridor. 6 ore, 7 ore, 8 ore până la Cluj, vă dați seama? Deci așa ceva nu mă așteptam să se întâmple. Și iată în ce condiții călătorește Briana. Deci ziceți că a făcut baie în tren. Așa e, Bri? E arhiplin. Și cam asta este adevărata realitate din tren. Înghesuială extrem de mare, căldură, fără aer condiționat, fără locuri pentru toată lumea. Și Briana, băiță. Cum e, mami, băiță? Băiță, da. Adică este doar transpirată de aici din tren, ca să înțelegeți ce căldură este. Și cât e de aglomerat și ce lipsă de aer este. Știți ce ne lipsesc acum? Măștile de pe figură. Și tati! Tati, ai terminat de editat? Repede. Atât de repede? Da. Cum așa? A funcționat. S-a încins laptopul, nici măcar nu. Nu s-a deschis programul. Cum am deschis adobul, cum mor. Și gata, toată pregătirea de jumătate de oră se sfârșește aici. Fetele se plictisesc aici. Ia priviți în pegatul de mișcare. Ia priviți pe cine avem aici. Ce tare! Super! În pegatul de mișcare era un copil de vreo 5 anișori, așa. El a pornit trenul. Da, a ridicat paleta în sus și trenul a pornit, iar noi am filmat. Nu cred. Afară e întuneric, oare s-a făcut noapte? Eu știu. Tati, în cadru pe geam? Noapte! Unde suntem acum? La hotel. Nu la sunt hotel? La hotel, Bri, ce e ăsta? Este noapte. Dacă e noapte, hai să ne culcăm. Stăm fără măști pentru că mâncăm. Iar noi mâncăm non-stop numai ca să stăm fără măști. La ce se uită fetele? Se uită să vadă dacă se face ziua. Vreau să-i văd capătul. Vreau să vadă capătul nopții. Se pare că... Se pare că... Bună dimineața! S-a făcut ziua! În câteva momente se termină cele 24 de ore petrecute în tren. Nu, a fost un tunel foarte lung.
Și călătoria noastră nu a ajuns măcar la jumătate. Suntem extenuați, epuizați, înfometați, însetați, înfierbântați. Vreți să mai continui? Nu vom mai circula cu trenul. Trenul staționează, iar eu chiar nu mai pot. Trenul a oprit pentru mai mult timp, pentru prima dată de când am plecat din Suceava. Fetelor, vreți să coborăm? Dar se poate? Nu știu. Hai, Mara, hai cu mine. Hai, vină jos. Hai, că nu se întâmplă nimic. Păi că noi trebuie să ajungem în Cluj. Și dacă nu mai ajungem? Ah, suntem la Vatra Dornei. Cum e, jos? E bine. Nu mai e așa de cald. Poți să-mi prind păr acum la racoare. Și masca jos? E cald. Foarte cald. Vă place experiența asta cu trenul? Nu. De ce, nu. Teo? Nu, era cald. Și ori se închide. Îl deschidem. Ți-ai frică că pierdem trenul? Da. Hai să ne urcăm. Gata, hai. Gata, hai, mergem. Și... deja nu vă mai păcălim că s-a făcut noapte. Voi știți că suntem în tunel. E al treilea prin care trecem, chiar dacă voi ați văzut doar două. Briana iarăși super transpirată. Iar e foarte cald, măcar au mai coborât din pasageri și au urcat mai puțin decât au coborât. Și astfel s-a făcut mai mult aer, să zic așa. Și cum stai? Pe valiză! Teo a dormit! Teo doarme și s-a făcut ziua! De. Vrei la tata? Da. Hai la tata, hai! În sfârșit se eliberează și mami un pic. Păi la tata! Uah. Tati, am ajuns la Măgura. Măgura, Ilvei. Dar noi de când avem gara în Măgura? Fetele ce fac acolo? Dar oameni, de ce sunt oameni la geam? Acolo sunt birourile gării. Teo încă doarme, Mara se joacă cu Brie. Au primit de la un domn biletul pentru locul lui. Avea bilet până la Cluj, dar a coborât mult mai devreme. Probabil și-a luat toată ruta, ținând cont că plătește 0 lei. O fi lucrător la CFR sau ceva de genul, are gratuitate. Temperatura afișată a ajuns și până la 40 de grade. Avem aproximativ o oră, fetele sunt foarte plictisite. Deja au început să călătorească pe aici, printre pasageri. Foarte greu drumul. Foarte urât de condiții. Ce fac fetele? O iubesc pe Mara. O iubesc pe Mara. Strânge. O iubesc și pe mine. Hai. Ne apropiem de Cluj. Deja aerul condiționat s-a oprit. Semn că nu mai avem nevoie de el, ce dacă sunt 40 de grade. 35. Acum au fost și 40. Și ne pregătim de coborâre. Experiența noastră cu trenul se apropie de sfârșit. Mergem la Cluj cu trenul pentru că avem treabă. Trebuie să ne luăm mașină și nu puteam să mergem cu mașina, să ne luăm mașină. De aceea trebuie neapărat să găsim mașină în Cluj. Eu cu trenul nu mă mai întorc. Ce ați găsit, fetelor? Trei transporturi, deci mașinile, trenul și avionul. Aha. Fetelor, am ajuns? Acum peste de tenele! Acum peste de tenele! Caută fetele acolo! Am făcut o poză! O miniatură pentru live-ul pe care voi l-ați văzut în momentul în care noi am ajuns în Cluj, Napoca! Haideți jos! Wow, cum ne dăm jos? Pe unde v-ați urcat? Hai, te iau eu! Nu pot. Și iată-ne, coborâți din tren și cu live-ul făcut! Pentru că, așa cum v-am promis, am făcut un live imediat ce ne-am dat jos din tren. Acum mergem să vedem mașina care ne interesează să o cumpărăm pentru familia noastră. Hai, tati, avem 4 minute de mers pe jos. Să-i dăm drumul! 4 minute! Mara păzește bagajele, iar tata analizează mașina. Asta e cea pe care vrem să o luăm. Asta o vedem prima dată, apoi mai vedem. Ce avem în mașină? Hai, dragi! Pune-mi cap în picioare! Da! Și cu tocuri!
Mara păzește acolo bagajele și e supărată că voi vă distrați aici. Asta. Și în mașină. Opa. Se blochează, are sistem de blocare. Stai, Teo, să urcăm toți. Tati, tu te duci în față? Și eu stau în spate cu fetele. Cum e, fetelor? E super! Vă place? Mă bucur. Uite și frie aici, în centură. După asta, vrem să ne cazăm. Am găsit loc de cazare. Yay! Hai, tati, hai! Și am ajuns! Am ajuns! Iată-ne în cameră, așa cum v-am zis mai devreme. Și haide să vă facem rumturul! Aici este un dormitor cu pat dublu și canapea extensibilă. Cred că aici vor dormi Mara și Carmina, iar aici Teo. Singură într-un pat! Singură! Cu brii! Și hai să vedem dormitorul nostru! Iată și dormitorul părinților! Ce bine! Wow! Eu trebuie să dorm cu ele! Mara, cu cine te conversezi? O terasă unde Mara deja a găsit. Nu este cadă, este duș! Ați văzut episoade cu noi, ce tare! Super! Terasa? Drăguță! Aer! Hai să deschidem mai tare geamurile, să fie și mai răcoare în camere. Voi deschideți aici, eu deschid. Și aici, acolo e aceeași terasă. Ah, da. Dar poartă intrare. Și baia. Duș. E ok, o să folosim imediat. Sunt, mami, sunt. Putem face duș, suntem ca în lipicioși după trenul. Mergem în oraș. Și bine că ne-am cazat, am scăpat de un stres. Numai că păcat că lui tati nu-i place mașina. Zice că are ceva probleme. Mie îmi place. Toată ziua, Lucia, ne place, nu mă spuneți. Nu, că trebuie să ne că e urâtă, nu ne place. Copiii le știu pe ale lor, noi le știu pe ale noastre. Păi, mâine o să vedeți una și mai frumoasă și o să ziceți, wow, asta să fie. Și tot așa. Corect. Nu, eu vreau pasta. Hai, să ne spălăm și să mergem. Fetelor, unde plecăm? În centru. Ne-am spălat, ne-am schimbat și acum la plimbare. Căutăm un loc unde să mâncăm gustos. Gândiți-vă, noi astăzi am mâncat doar o shawarma, bine, Teo, doar un sfert. Am încercat să găsim taxi, să găsim Uber și nu am găsit. Acum sperăm să găsim pe drum. Eco! Și iată-ne noaptea pe străzi, într-un oraș străin, fără mijloc de transport. Ne mâncați, ne dormiți, însetați, nu mai zic. Ziua asta nu a mers cum trebuie. Și am mers cu un Uber complet electric! A fost super! Iar noi am găsit un restaurant care închide la ora 0 și nu la ora 23. Să vedem dacă e real. Ce-ai găsit acolo? O scară secretă! Și ia să vedem unde e tati! Haideți, fetelor! Tati! Ce faci? Unde stăm? Păi nu știu, hai să... Da. De ce ești tristă, Măruța? Din păcate, ghinionul nostru continuă, iar aici, deși ne arăta că închide la 12 până la 11, ultima comandă și doar de la bar, adică nu mai mâncăm nimic. Și poftă bună, mami! La ce? La cocktail? La cocktail! Oare are alcool? Nu cred. S-ar putea. Ia să vedem. Miroase a vin. E foarte bun, dar are alcool. Și a venit și Carminuș. Salut, Carminuș. Ai mâncare acolo? Vor mâncare, vor mâncare. Vrem mâncare, vrem mâncare. Dă-ne mâncare. Uite, sandwich de Luteo. Bravo. Și gata și mâncarea mamei. Slavă Domnului, măcar copiii să mănânce. Nu vreau. Na. Și ketchup! Nu e sos de usturoi? Mai bun, mulțumim, Carmina, ne-ai scos din foame. Poftă bună, Teo! Am ajuns în cameră, mami. Și hai să povestim că iar a fost marți și iar au fost 3 ceasuri rele. Dacă data trecută
tati a fost nevoit să plece la drum, după care Briana s-a lovit, Mara s-a îmbolnăvit și așa când mai departe. La Mara. Da, și ne-a mers prost toată ziua, am pierdut vaporul. Asta acum ce? O săptămână. Asta acum o săptămână. Ghiciți ce? Astăzi, la fel de prost, ne-a mers. Trenul a fost un calvar. Mașina nu e n-am ok. Găsit, nu e bună. N-am găsit deschis să mâncăm nicăieri, abia am putut să bem un suc. Noroc de Carmina. A venit cu KFC și a hrănit fetele. Am mâncat la restaurant KFC, bine că nu ne-au zis nimic. Da, râdea și chelnerul. Da, dacă el n-a vrut să ne mai servească, ce să faci? Așa. Ne băgăm la somn. Deja e miercuri și sperăm ca ziua să fie mai bună. Pe voi vă lăsăm să vizionați în continuare clipurile noastre. Vă spunem la revedere pe data viitoare și v-am pupat! Pa, pa! Pa.